Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la știrile serii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza și pentru început vă propun să vedem cele mai importante titluri ale zilei pe scurt. 4 noi cazuri de îmbolnăvire cu varianta Delta a virusului SARS-CoV-2 la Constanța. Nu știm unde să lăsăm mașinile. Uitați că a lăsat de 2 săptămâni aici, nici pietonii nu pot să trece, nici clienții nu intră în magazin. Haos de câteva zile pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde au început lucrările de modernizare a drumului. De o viață vin la mare și n-am luat nicio bacterie. 50 de pacienți au ajuns la spitalul de boli infecțioase doar în ultimele 14 zile după ce s-au plâns din cauza vărsăturilor și a durerilor de burtă. Patru noi cazuri de îmbolnăvire cu varianta Delta a virusului SARS-CoV-2 la Constanța. Este vorba despre 2 femei de 60 și 51 de ani, o adolescentă de 14 ani și un bărbat de 40 de ani. Medicii spun că o singură persoană dintre cele 4 este vaccinată împotriva virusului. Direcția de Sănătate Publică Constanța subliniază că niciunul dintre pacienți nu a călătorit în străinătate și că nu a fost nevoie nici de internarea lor în spital. În prezent, în spitalele din județul Constanța sunt internați 42 de bolnavi de COVID-19, 2 fiind pe secția de ATI. În ultimele 14 zile au fost înregistrate aproximativ 180 de noi îmbolnăviri, iar la 14 dintre aceștia bolnavi, medicii au identificat varianta Delta a virusului SARS-CoV-2. Dintre cele 14 persoane, doar 4 erau vaccinate împotriva SARS-CoV-2. Haos de câteva zile pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde au început lucrările de modernizare a drumului. Ca să facă loc buldozerelor, muncitorii au eliminat locurile de parcare de pe ambele sensuri de mers și au montat piloni care să delimiteze șantierul, forțând mașinile să se înghesuie pe mijlocul bulevardului. Nu doar pe carosabil este însă acum extrem de greu de circulat, ci și pe trotuare, după ce tot muncitorii au decopertat asfaltul, lăsând în urmă bolovani, pământ și cratere adânci. Bulevardul Lăpușneanu, de la intrarea în stațiunea Mamaia și până la intersecția cu strada Soveja, s-a transformat de câteva zile într-un imens șantier. Odată cu sosirea muncitorilor care modernizează drumul, s-au modificat însă și regulile de circulație atât pentru mașini cât și pentru pietoni. Parcarea a fost interzisă, iar benzile de circulație îngustate pentru a face loc buldozerelor pe ambele sensuri de mers. Trotuarele au fost și ele decopertate, în urmă rămânând cratere, pământ și bolovani. Nu știm unde să lăsăm mașinile. Uitați că a lăsat de 2 săptămâni aici, nici pietonii nu pot să trece, nici clienții nu intră în magazin. Dar noi plătim pentru asta, impozite, plătim o grămadă de bani, dar nu beneficiem nimic. Întâi să se facă locuri de parcare și apoi să se intervină pentru diferite construcții. Este groaznic tot orașul și tot litoralul, de fapt. Oamenii spun că se așteptau ca autoritățile să găsească soluții pentru mașinile lor înainte să se apuce de lucrări, mai ales că la începutul anului anunțau într-un comunicat de presă că administrația va identifica terenuri pentru relocarea celor 1200 de locuri de parcare prin construirea de parcări subterane și supraetajate din ianuarie și până acum însă nu s-a întâmplat nimic concret, totul fiind deocamdată la stadiul de proiect. Într-adevăr, trebuie rezolvată și problema parcărilor. În acest sens, am demarat achiziția unui studiu de fezabilitate care va releva indicatorii tehnico-economici pentru o investiție într-o parcare multietajată în zona casei de cultură. Avem un teren de 4500 de metri și pot rezulta acolo un număr minim de locuri de parcare de 800, dar este posibil să fie un număr și mai mare. Asta va reieși în urma studiului de fezabilitate. Modernizarea bulevardului Lăpușneanu pe traseul cuprins între gara CFR și intrarea în stațiunea Mamaia presupune reabilitarea părții carosabile pe o suprafață de peste 140.000 de metri pătrați, modernizarea și extinderea traseelor pietonale pe o suprafață de peste 40.000 de metri pătrați și amenajarea 8 km de pistă de biciclete și 11 km de benzi de circulație dedicate exclusiv transportului public. Consiliul Județean Constanța a inițiat procedurile de achiziție a studiilor de fezabilitate pentru 3 proiecte de investiții în sănătate. Primul este Institutul de Cercetare în Nutriție și Sănătate și Centrul de Infarct Miocardic Acut, Departamentul Sănătatea Mamei și Copilului și Urgențe Traumatologie. Administrația județeană așteaptă ofertele proiectanților până pe 15 septembrie. Un institut de cercetare în nutriție și sănătate, care se va cupla cu un centru de infarct miocardic acut, acesta ar fi un prim proiect. Al doilea proiect ar fi un departament pentru sănătatea mamei și copilului. Aici este vorba despre
despre un spital de pediatrie. Iar al treilea proiect este redimensionarea, modernizarea și redimensionarea secției de primiri urgențe. Estimăm că aceste trei obiective s-ar ridica la peste 110 milioane de euro. Vorbim de 50.000 de metri pătrați de spații de spitalizare construiți, vorbim de peste 350 de paturi de spitalizare normală, peste 20 de paturi de spitalizare de zi, 30 de săli de operații, 3 săli de naștere, 2 săli de curs. Peste 1000 de tone de deșeuri au fost întoarse în Bulgaria de inspectorii gărzii de coastă și gărzii de mediu din Constanța. Aceștia au interzis tranzitul pe teritoriul României a două barje care transportau cantitatea de peste 1000 de tone de deșeuri declarate ca fiind metale feroase provenite din tratarea mecanică a deșeurilor. La controlul fizic s-a constatat că barjele erau de fapt încărcate cu un amestec de deșeuri feroase cu deșeuri provenite din dezmembrări auto și plastic. Resturile erau expediate din Bulgaria cu destinația Turcia, cu tranzit pe teritoriul României. Tragedie seara trecută în stațiunea Mamaia. Un adolescent s-a înnecat după ce a căzut de pe placa de stand-up paddle cu care ieșise în larg. Totul sub privirile îngrozite ale unui prieten cu care intrase în mare. Disperat, acesta a ieșit să ceară ajutor, însă până să vină salvatorii, marea îl înghițise deja. Adolescentul a fost găsit după 10 de minute de căutări pe fundul mării, iar eforturile medicilor de a-l readuce la viață au fost în zadar. Puțin după ora 16, un tânăr cerea disperat ajutor la 112, spunând că prietenul lui a fost înghițit de mare în nordul stațiunii Mamaia. Pe plajă au fost trimise de urgență mai multe echipaje de salvare, medici, scafandri și un elicopter SMURD. Între timp, salvamarea au început să-l caute pe tânărul de 17 ani. Intrase în apă, spun martorii, cu un prieten cu plăcile de stand-up paddle. La un moment dat a căzut și a fost înghițit de mare. Cei care au văzut scena povestesc că băiatul nu ar fi purtat vestă de salvare și nici nu avea siguranța prinsă de placă. Am îndreptul ambarcațiunea. E o zonă periculoasă? Sigur, este o zonă periculoasă, a trecut de zona geamandurilor, este apa adâncă. El, dacă nu știa să noate? Nu foarte mult. Cred că până în 10 minute, doar atât s-a învârtit de la o căutat. Tânăr, 18-20 de ani, era cu un prieten, nu lua placă și s-a dus în larg. Nu avea vestă și s-a necat. După aproximativ 30 de minute, trupul tânărului a fost găsit de salvamari și adus la mal. Toți salvamarii au acordat și primul ajutor, iar apoi medicii SMURD au început manevrele de resuscitare. Aproape o oră s-au chinuit să repornească inima tânărului, însă eforturile s-au dovedit a fi zadarnice. Eram pe sector și o domnișoară, din câte am înțeles, prietena, erau la plajă. Au venit și ne-au anunțat că a intrat prietenul lor în zi în apă cu un stand-up paddling. Eu atunci am alertat colegii prin stație, am venit aici cu ambarcațiunile, cu schijetorile și cu bărcile pentru căutarea băiatului. L-am căutat, cred că vreo 30 de minute. Ce vreau să precizez, că băiatul nu avea nici vestă și nici nurul legat de stand-up, de paddling. Cazul a fost preluat de polițiștii constanțeni. Aceștia vor să afle de ce tânărul nu purta vesta de salvare și dacă aceasta este sau nu obligatorie în astfel de situații. Val de ente rocolite pe litoral. Aproximativ 50 de pacienți au ajuns la spitalul de boli infecțioase doar în ultimele 14 zile, după ce s-au plâns din cauza vărsăturilor și a durerilor de burtă. Medicii spun că de vină ar fi bacteriile din apa de mare, dar și mâncarea care, înainte de a fi consumată, stă ore întregi în soare. Pe de altă parte, de pe Constanța spune că apa mării este bună de îmbăiere pe întreg litoralul, bacteriile descoperite fiind în limită admisă, chiar dacă pe unele plaje concentrația de E. coli este mai mare. Scăldatul este permis pe tot litoralul, iar apa este bună pentru îmbăiere în toate stațiunile, spun reprezentanții DSP. Apa de îmbăiere pe litoralul românesc este bună sau foarte bună. Indicatorii de calitate sunt reglementați de către Uniunea Europeană. Chiar și așa, însă în unele zone din Mamaia, Eforie Nord, Vadu și Costinești, tot DSP confirmă faptul că se înregistrează concentrații mari de E. coli. Marea Neagră are o mulțime de vietăți. Pe lângă alge, pe lângă alte vietăți microscopice, mai are și bacterii.
Bacterii care pot avea origini digestive de la mamiferele, în special oamenii care se scaldă. Acești enterococi au o formă rotundă. Acești enterococi, bacterii micuțe, sunt încadrabili și coliforme, de exemplu, fiindcă pot produce colibaciloză. Sunt încadrate în bacterii cu risc patogen, patologic sau infectogen. Și, în consecință, se calculează un indice de poluare al apelor. E adevărat că în această perioadă, este sfârșit de sezon, cantitatea de enterococi este mai mare din mai multe perspective, și datorită sanității mai reduse, tot mai reduse a Mării Negre, dar și datorită faptului că este mai caldă. Din cauza bacteriilor din apă, mulți turiști se prezintă la spital cu enterocolite. Numai în ultimele 14 zile, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, au fost internați 14 copii și 36 de adulți. În cazul în care simptomatologia este severă, cu vărsături repetate, febră înaltă, scaune diareice multiple, există riscul de deshidratare și atunci, de la caz la caz, tratamentul indicat este variabil. Turiștii spun că nu le este teamă de îmbolnăviri și că au grijă în general să nu înghită apă de mare și să nu mănânce produse care se vând pe plajă. De o viață vin la mare și n-am luat nicio bacterie. Nu mi-e frică, nu sunt bacterii, niciodată. Apa mării e renumită că rezolvă niște probleme de sănătate, cu atât mai mult acum. DSP a anunțat că sunt bacterii în apă. Nu există așa ceva la Mamaia. De asta venim la Mamaia, pentru că aici nu există așa ceva. Medicii spun că, mai ales în rândul copiilor, enterocolitele se manifestă prin senzație de rău, vărsături, diaree și chiar febră. Toți specialiștii ne sfătuiesc că în cazul în care se întâmplă să înghițim apă de mare, să bem imediat multă apă plată. La fel de important este să nu mâncăm cu mâinile murdare și nici alimente care au stat mult timp în soare. Două persoane au fost blocate astăzi într-un buldo excavator după ce utilajul în care se aflau s-a răsturnat între localitățile Nufăru și Victoria din Tulcea. La fața locului s-au mobilizat imediat mai mulți salvatori, inclusiv un echipaj de descarcerare și un echipaj smurd. Aceștia au reușit să scoată afară persoanele blocate în buldo excavator. Este vorba despre doi bărbați cu vârsta de 27, respectiv 28 de ani, care au fost preluați de o ambulanță și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Primăria Constanța vine cu precizări despre regulamentul parcărilor în zona 2, care acoperă 90% din parcările publice din municipiu. Administrația locală subliniază că abonamentul rezidențial de 208 lei pe an cu loc rezervat este valabil 5 ani. Dacă dețineți un astfel de abonament, nu mai este nevoie să achitați nicio altă taxă pentru a parca în area locului rezervat. Abonamentul de 199 de lei aferent zonei 2 permite parcarea fără loc rezervat și fără plata vreunei taxe atât la domiciliu, cât și în orice altă parcare publică nerezervată în zona 2. Dacă locul dumneavoastră de parcare este ocupat de o altă persoană în intervalul 8-16, primăria spune că puteți parca pe orice alt loc disponibil din zonă fără plata unei taxe. Dacă vă găsiți locul de parcare ocupat în afara acestui interval orar, aveți dreptul să sunați la poliția locală pentru eliberarea locului și să parcați oriunde găsiți loc liber în zona locuinței, fără plata unei taxe. În limita locurilor de parcare disponibile nerezervate situate pe o rază de 200 de metri pătrați de domiciliu, orice constanțean poate rezerva un loc de parcare cu plata abonamentului anual în cuantum de 208 lei. 27 de spectacole, 4 zile de teatru într-un maraton marca FITIC. Revoluția culturală revine la Constanța. Ajuns la ediția 6 a Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța, FITIC, unul dintre cele mai longevive evenimente culturale ale Dobrogei, va avea loc în perioada 19-22 august, în Parcul Carol I și la Teatrul de Stat Constanța, sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii. Festivalul este organizat de Art Society Center și finanțat de Primăria Municipiului Constanța. În juriul festivalului fac parte, printre alții, Magda Catone, Maia Morgenstern, Ioana Pavelescu, Silviu Biriș și Liviu Manolache. În afara spectacolelor ce vor participa la secțiunile din concurs, vor fi prezentate publicului și spectacole de teatru invitate din repertoriul unor instituții publice din țară și companii private. Intrarea este gratuită la toate spectacolele, în limita locurilor disponibile. Premieră la Constanța. Pe plaja modernă a fost inaugurat aseară primul parc de fitness. La doar câțiva pași de nisip au fost montate aparate pentru sport în aer liber, care pot fi folosite atât ziua cât și după lăsarea serii.
Dotat cu 47 de aparate de sport și o pistă pentru alergat, parcul de fitness este apreciat deja de cei pasionați de mișcare în aer liber. Este o gură de aer proaspăt pentru Constanța, care sportul a decăzut cu desăvârșire și sper că nu va fi ultima investiție de acest gen în Constanța. Este un concept exact ca în afară, cel puțin în Ungaria găsești cam în orice parc. În sfârșit evoluăm și noi. Aparatele sunt noi. Sunt bune, sunt funcționale, sunt pentru toate genurile de sport, da? De la atletism, antrenamente funcționale, antrenamente de crossfit, până la yoga, relaxare. Două săptămâni s-a lucrat la realizarea parcului, iar locul nu a fost ales întâmplător. Tot mai mulți turiști și localnici vin pe plajă, în special dimineața și seara, ca să facă sport. Spun că vacanța nu înseamnă doar soare și mâncare, ci și un plus de grijă pentru sănătate, mai exact, sport și odihnă. Este o idee foarte bună, acest parc, pentru că pot să vină diferite persoane și nu este un loc în care nu pot să ajungă, de exemplu, la sală unde trebuie să plătești. Acesta este un parc fitness. Toată zona de plajă, am văzut că sunt foarte mulți oameni care aleargă și am zis că este un prilej bun, oportun pentru a face această sponsorizare, pentru a completa zona de plajă. Cei care vor folosi acest stabiliment sunt persoane dedicate sportului și automat dedicate unui stil de viață cu mult bun simț. Parcul a costat 250.000 de lei și a fost realizat printr-un parteneriat între Primăria Municipului Constanța și un dezvoltator imobiliar. Spațiul de agrement va avea și o zonă verde dotată cu sistem de irigații, o pergolă pentru umbră și condiții bune pentru a putea desfășura activități sportive. Imaginile din Afganistan cu mii de oameni disperați să părăsească țara ocupată de talibani fac zilele acestea în conjurul lumii. În plină criză, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a susținut ieri un discurs tranșant în care a justificat retragerea trupelor din Afganistan, iar comunitatea europeană promite măsuri pentru protejarea cetățenilor care fug din calea talibanilor. Detalii ne aduce colega mea, Roxana Cioacă, realizatorul emisiunii Echidistan. Bună seara, Roxana! Te ascultăm! Bună seara, Ivet! Bună seara, doamnelor și domnilor! Discursul președintelui Joe Biden vine în contextul în care acesta și administrația sa au fost ținta unor critici dure din partea presei americane și internaționale pentru gestionarea evacuării, pentru previziunile greșite asupra situației din Afganistan și pentru decizia de a decala evacuarea soldaților americani din țară. Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul în speranța că vor prinde un ultim zbor care să îi evacueze din țară. Pentagonul a anunțat că toate zborurile către și dinspre capitala afgană au fost suspendate din cauza persoanelor care au intrat pe pistele de aterizare și au încercat să se agațe de avioane. Liderul de la Casa Albă a mai afirmat că scopul intervenției americane nu a fost acela de a construi o națiune, în încercarea de a justifica retragerea din Afganistan, aflată acum sub controlul talibanilor. Totodată, Joe Biden a amenințat cu utilizarea devastatoare a forței dacă talibanii întrerup operațiunile de evacuare. În caz de atac, răspunsul va fi rapid și puternic, a precizat el. Despre toate acestea vorbim cu analistul de politică externă, Marian Zidaru. Vă aștept așadar de la ora 20 la Echidistant. Vreme caldă astăzi pe litoral, cu cer senin, vânt slab, numai bună de stat la plajă. La noapte în Constanța cerul va fi senin și minimele coboară până la 20 de grade Celsius. Mâine vremea se menține caldă, cu soare întreaga zi, iar la prânz termometrele vor indica 28 de grade Celsius. La noapte în Cernavodă cerul va fi senin, vântul va sufla slab și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 17 grade. Vreme bună mâine, cu soare și 33 de grade. Cer senin la noapte și în Mangalia, cu temperaturi de 18 grade în termometre. La Mangalia, mâine vremea va fi perfectă pentru plajă, apa mării are în jur de 26 de grade, iar temperaturile maxime vor atinge 28 de grade Celsius. Ionuț Lari a fost desemnat jucătorul săptămânii în urma votului suporterilor după meciul cu Șepșii și CFR Cluj. Fanii au avut și câteva întrebări pentru Lari. După ce l-au desemnat pe Ionuț Larie jucătorul săptămânii în urma meciurilor cu Sepsi și CFR Cluj, fanii i-au adresat acestuia și câteva întrebări. Suporterii au dorit să afle informații despre copilăria fotbalistului și primele sale meciuri. Am fost la un meci, cred că pe la 6 ani, 5-6 ani, Farul Dinamo 2-0 și stadionul era plin,
toată lumea a cântat tot meciul și am zis atunci că vreau să merg la fotbal. Nu conștientizam eu atunci, dar mi-am dorit să merg la acest sport. După aceea totul a venit de la sine. Larie a fost întrebat și care este cel mai mare vis al său. Vis al meu? Să câștig titlul de campion cu FAB. Fotbalistul le-a spus fanilor și care este echipa sa preferată. Echipa mea favorită este Real Madrid, sunt cu ea de mic și ca jucător preferat Sergio Ramos. Despre o eventuală convocare la echipa națională, Ionuț Larie spune că ar fi o onoare. Internaționalul Dan Sârbu și antrenorul Nicolae Roșca au vorbit despre noul sezon al Ligii Elitelor Under 19 și despre obiectivele pe care le are echipa în noul sezon. Am avut o pregătire grea, normal, cu multe antrenamente, o perioadă bună și sperăm să începem campionatul cât mai repede și să începem cu victorie. Normal, mereu obiectivul nostru este să câștigăm și trebuie să câștigăm și anul acesta. E o atmosferă bună, ne simțim bine, ne antrenăm bine, abia așteptăm să înceapă campionatul. O perioadă de pregătire bună, în care am avut toți jucătorii paliți, în care ne-am respectat tot ce ne-am propus și ne-a ieșit tot ce ne-am propus. Așteptăm să începe campionatul care debutează duminică, cu prima etapă la Buzău. Aveți de luat o revanșă pentru sezonul trecut? Da, avem de luat o revanșă. În fiecare an vrem să câștigăm. Anul trecut, până în final, am avut un parcurs aproape perfect, o singură sincopă în prima etapă, restul numai victorii, cu un retur foarte bun, în care am primit doar 2 goluri, dar cu o finală unde nu ne-a ieșit așa cum am vrut noi. Naționala feminină de handbal a României a fost repartizată în grupa C a campionatului mondial din Spania și va întâlni, pe lângă formația nordică, alte 2 echipe din Asia, care vor fi desemnate după finalizarea campionatului Asiei din septembrie. Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Norvegia este cea mai puternică echipă din grupa noastră de la turneul final programat în luna decembrie, primul cu 32 de formații la start. Tricolorele nu au amintiri prea plăcute cu nordicele, cu care s-au întâlnit cel mai recent în martie la turneul preolimpic, meci pierdut de România la 8 goluri. Cu toate acestea, selecționerul Adi Vasile este încrezător că echipa pe care o va alcătui la campionatul mondial cu multe jucătoare tinere va face față cu brio competiției. Să spunem, știm jumătate din grupă. Întâlnim Norvegia, cea pe care România în ultimii ani de zile se întâlnește constant. Și mi-e place foarte mult să jucăm împotriva celor mai bune, așa că îmi place tare mult provocarea asta. Mă inspir foarte mult din handball-ul lor, mă inspir foarte mult din societatea lor. Ei sunt cu siguranță un model pentru handball în ultimii foarte mulți ani de zile. Sunt constant în echipele cele mai bune, cu echipele medaliate. Și dacă vreți, sunt acea echipă pe care toată lumea vrea s-o bată. Antrenorul a explicat că vor fi multe schimbări la nivel de lot, dar privește acest aspect ca un plus pentru viitor. Sunt câteva schimbări în anul ăsta pe care echipa națională le-a făcut. Sunt câteva fete care nu vor mai fi anul ăsta în echipa națională. Este, spre exemplu, Cristina, care a anunțat că va reveni la anul. Dar ca și idee de bază, e clar că avem o echipă cu multe jucătoare tinere și pe care putem să le facem să creadă de la etapă la etapă, să crede mai mult în noi și, în ideea, la fel, ducându-ne spre Paris 2024, acolo să atingem cu această generație un vârf de formă și de rezultat, să sperăm. Echipele au fost împărțite în 8 grupe la turneul final din Spania, primele 3 clasate din fiecare grupă urmând să se califice în main round, acolo unde formațiile vor fi împerecheate A cu B, C cu D, E cu F și G cu H. Practic, dacă nu apar surprize, în grupa principală, România ar trebui să se dueleze cu Olanda, campioana mondială în titlu, și Suedia, locul 4 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Primele 2 clasate din cele 4 grupe merg în sferturile turneului. Știrile serii la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Doto TV, dar și pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații proaspete, intrați pe site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă. Ne revedem mâine la prânz.